Viața după divorț există, dragilor, și poate fi mai bună decât cea de dinainte. Anul acesta sper că fericirea personală este pe primele locuri în rezoluțiile voastre. Dacă nu, vine cu soluții Gabriela Saulea, fondator Călătoria Divorțului. Bun venit, Gabi! Și la mulți ani! La mulți ani, bine v-am găsit! Mă bucur să vă revăd anul acesta! Și noi ne bucurăm și vii așa cu energie bună, vii cu planuri noi pe 2022. Uite ce bine sună! Da, planuri noi pe 2022. Da, se împlinesc 10 ani de când eu am divorțat. Uite, uite și tu, să zicem așa, lucruri frumoase se întâmplă dacă știi cum să le abordezi și cum să le transformi așa în beneficiul tău. Asta voiam să spun, că acum, având o perioadă suficient de lungă după divorț, pot să-mi dau seama cum e viața înainte și cum e după. Și sigur, divorțul este un eveniment neplăcut, nedorit, traumatizant. Nu o să spun acum că e ceva plăcut. Normal. În același timp, nu trebuie să-l vedem ca pe ceva care ni se termină viața. Viața continuă după divorț și poate fi foarte frumoasă. Ce voiam să vă spun acum la început de 2022 este că, analizând ce se întâmplă pe perioada de dinainte, în procesul de divorț și de după, și înțelegând, putem să ne fie mult mai ușor. Astfel am venit cu un concept nou, de anotimpurile divorțului. Și dacă îmi dai voie un pic să le explic... Păi chiar sunt curioasă! Cred că ar fi de mare folos și de impact să știm ce înseamnă fiecare anotimp și cum să-l traversăm mai ușor. Ia să vedem! Am identificat toamnă, iarnă, primăvară. Vara divorțului n-am găsit-o. Nu există? Încă n-am găsit-o. N-ai făcut niciun party pentru divorțați? Nu. Poate aia ar fi vara. Cred că aia ar fi fost înainte. Poate vara ar fi când, știu, am încheiat complet cu divorțul. Dar toamna divorțului, eu am suprapus-o pe perioada în care ne luăm decizia. E o perioadă în care dai seama că lucrurile nu mai funcționează în căsnicia ta. Când lucrurile sunt grele, când parcă e frig, de asta nu știu că e toamnă, dacă mai apare și o a treia persoană, e chiar mai greu. Și trebuie să iei o decizie. Fie ai fost informat că partenerul nu mai e fericit lângă tine, s-a întâmplat la mulți dintre clienții mei, fie tu nu te mai simți bine și trebuie să iei această decizie. Pe de o parte vrea să faci lucrul pasul, pe de altă parte te gândești ce te așteaptă. Și această, dacă mai ai și copii, dacă ai și copii, și dacă ai și datorii, dacă ai casă de împărțit, dacă ai lucruri, adică sunt multe, multe lucruri într-o căsnicie, mai ales dacă e suficient de lungă, cum au fost 20 de ani în cazul meu, nu e o decizie ușoară. Pentru mulți oameni, această toamnă a divorțului poate dura ani. Ce aș recomanda pentru cineva care se află acum în toamna divorțului? În primul rând, să fie egoist. Adică atunci când îți faci analiza vieții tale și vrei să-ți iei decizia dacă continui în această căsnicie sau nu, nu te gândi neapărat la copii, la ce spun părinții, la ce o să spună vecinii, la ce o să impact o să fie asupra nu știu cui. Gândește-te la tine. Dacă această relație simți că te împlinește, că te face să crești, că tu devii o variantă din ce în ce mai bună, chiar dacă uneori cu dificultăți, că asta e, o relație aduce și dificultăți, atunci e ok. Dar dacă tu simți că ești din ce în ce mai rău, atunci nu faci un bine nimănui. Nici copiilor tăi nu le faci bine pentru că tu vei fi din ce în ce mai deprimat. Și te vor vedea așa, te vor vedea așa an la rând, iar tu vei sta acolo doar cu gândul că ai salvat o căsnicie care de fapt n-a fost ce trebuie. Faci un mare compromis, cum s-ar zice, și îl faci pe fericirea ta, cum s-ar exact. Spune. Și automat și pe fericirea celor din jur. Pentru că sunt legate. Se reflectă, normal. Exact. Al doilea sfat pe care l-aș da, să iați un specialist. Eu, când am fost în toamna divorțului, ca să zic așa, am avut un coach și datorită coachului respectiv am înțeles mai mult ce îmi doream și unde a fost punctul de decizie. A fost mult mai ușor. Și nu în ultimul rând, fă tot ce ține de tine să salvezi căsnicia. Deci nu pleca la gândul că divorțul e mai ușor. Și într-adevăr, în România, am avut deja o discuție pe tema că după 9 ani de zile oamenii divorțează. Așa. Față de Italia, unde stau 24 de ani în medie împreună, în România acum stau bine, doar 9 ani. Bine, știu că e și foarte greu în Italia să divorțezi. E adevărat, așa? Da. E adevărat, însă oricum această dorință a românilor de a divorța atât de repede e un pic... Hai că poate vine mai ușor, poate altcineva o să rezolve problemele care de fapt sunt ale mele. Sau poate vine și dintr-un orgoliu, poate renunță la salvarea căsniciei pentru că, nu știu, se simt răniți sau cine știe ce s-o fi întâmplat acolo, mă cu gândesc. Cu siguranță sunt multe motive, dar de multe ori ne gândim că poate e mai ușor să găsim pe altul. Sau pe alta. Mai, poate vine ies cu pe stradă acum, vorba aceea și cine știe. Și acum apare și foarte simplu că, uite, dau pe timp, dar dau pe nu știu unde și imediat găsești. Da. Ei, vă pot spune că nu e deloc așa. Deloc. Și atunci fă tot ce ține de tine ca să poți să salvezi această căsnicie. Dacă totuși nu se poate și nu se poate, tu poți să rămâi cu ideea, am încercat tot. Deci, practic, asta este toamna.
Urmează iarna divorțului. Of, e partea iarna, cea mai grea. Iarna divorțului e partea cea mai grea, deși din perspectivă decizională, deci nu mai ai să te gândești atât de mult. Deja ești acolo. Ești în faza în care semnezi acte, în care îți cauți o casă, în care împarți bunurile, cu programul copilului. Sunt multe lucruri. În perioada aceasta, ca și sfat, ca și ce aș face dacă aș fi în situația asta, neapărat m-aș înscrie într-un grup de suport sau într-un sistem de comunitate, să nu fiu singur, pentru că e greu. E greu și ai nevoie de specialiști. Îmi trebuie un psiholog lângă mine ca să fiu sigură că, sau sigur că o să-mi fie bine și am mare grijă la copii. Deci iarăși un sfat, cum sfat să vorbim, protejăm copiii, cum le dăm vestea, cum gestionăm relația cu ei, noi ca și părinți, pentru binele copilului. Deci în iarna divorțului e bine ca să avem aceste trei lucruri măcar în atenție. Și acum că vine primăvara, urmează primăvara divorțului, care reprezintă etapa în care ne-am revenit. Ne-am găsit nouă locuință, ne-am obișnuit să fim singuri din nou. Da. Exact, ne-am împăcat cu banii, cu proprietățile, suntem ok. Și acum ce? Da, și acum ce urmează? Și acum ce urmează? Unde mă duc? Unde? Și aici sunt foarte mulți dintre foștii mei clienți care au depășit după 6 luni, pentru că fiecare toamnă durează câțiva ani, câteva luni, câțiva ani. Okay. Iarna durează în medie între 6 și 18 luni. Deci cam atât ne ia până depășim toate obstacolele, iar primăvara depinde de noi. Mulți se gândesc, ok, am depășit ce a fost mai greu, dar acum nu găsesc un nou partener, că nu știu unde să-l găsesc. Nu am o nouă viață socială, că nu știu pe cine, unde să mă duc. Ideea e că lucrurile astea sunt tangibile dacă noi am ști să investim în noi. Și în primăvara divorțului, ce aș recomanda? Aș recomanda oamenilor să investească în ei, să învețe. Să învețe ce înseamnă iubirea, ce înseamnă încrederea, ce înseamnă speranța, ce înseamnă multe, multe lucruri. Cum e un cuplu sănătos, cum se comunică în cuplu. Deci sunt foarte multe lucruri de învățat. Iar pentru această etapă, care e suficient de lungă și în care sunt foarte mulți oameni, noi lansăm acum în ianuarie Academia Post-Divorț. Bun, sună bine. Sună foarte bine. Deci sper să avem cât mai mulți studenți în această academie. Ce vom învăța? Ce vom face? Practic va fi o academie în care intri și ești membru cât timp îți dorești. Cât timp simți că tu acolo ai crești, că poți să găsești ceva. Acolo vei găsi alți oameni în aceeași situație ca și tine. Adică oameni care au trecut printr-un divorț și care vor să crească. Deci sunt interesați în dezvoltare personală. Acolo vom discuta în fiecare lună câte o tematică. Că e, știu, e maturitatea emoțională, că e iubirea de sine, că sunt relațiile, că e dating-ul, că știu, comunicarea în cuplu. În fiecare lună vom avea un subiect pe care îl vom dezbate și îl vom testa. Pentru că ce e foarte important e că putem învăța, putem citi, dar dacă stăm pe canapea și ne gândim că parcă n-aș ieși azi la dating, hai că o să ies săptămâna viitoare sau mai slăbesc 5 kg sau la primăvară sau să treacă pandemia, trec ani. Așa este, am da. Mulți oameni care vin după 10 ani în același punct pentru că n-au avut suficientă energie ca să iasă din zona de confort. Ori din academie te scoatem noi din zona de confort. Și ce faceți? Unde mergeți? Sau cum o să fie lucrurile? Programul va fi online cel mai mult, pentru că va fi pentru toată țara, poate chiar și pentru cei din afară. Și ne vom întâlni de 2 ori pe lună în discuții live, în care vom vorbi pe subiectul dat, cazuri concrete. Mie mi s-a întâmplat lucrul ăsta, am ieșit la o întâlnire și uite ce mi s-a întâmplat. Pentru că în primăvara, după divorț, ieșim la întâlniri, cunoaștem alții. Testăm terenul, cum s-ar zice. Testăm terenul, da. Și se întâmplă să nu ne prindem ce se întâmplă, pentru că nu avem experiență. Și atunci acolo poate în comunitate... Poate ai și uitat vorba aceea, cum e la dating de atâția ani, nu mai ai skill-urile. S-ar putea când ai intrat în primul mariaj să nu fi fost dating online, să nu fi fost Tinder, să nu fi fost o grămadă de lucruri. Și alte abordări, știi și tu pe ce se întâmplă pe aceste aplicații. Adică uneori nu sunt cele mai soft abordări. Dacă nu ai skill-urile necesare, e posibil să te mai și frigi. Așa este, da. De aceea e bine când pățești ceva să vii la un cadru întâlnire din cadrul Academiei, unde sunt toți prietenii tăi, unde suntem deschiși, că deja ne-am obișnuit să vorbim deschis despre viața noastră, și să povestim, uite ce mi s-a întâmplat, nu m-a mai sunat, n-am mai apărut, sau cine știe ce se mai poate întâmpla. Asta e un aspect. Dar vom învăța lucruri concrete, vom face teste, vom învăța despre psihologie, despre cum gândesc bărbații, cum gândesc femeile, cum e un cuplu normal. Deci multe, multe lucruri care sunt academice, să zic. Da, uite, apropo de asta cu nu m-a sunat, știi că se întâmplă de multe ori, ca după câteva întâlniri, să nu mai dea respectivul niciun semn. Da. Ei, și tu trecând printr-un divorț,
Nu ești tentat să te gândești, măi, am eu ceva, adică iar mă părăsește și Xulescu, adică am fost părăsită odată, da. iar și iar, te gândești că poate cine știe, ai tu o problemă. Ai persoane care au trecut prin așa ceva? Toate. Păi și cum facem să... Inclusiv eu. Așa, și cum facem să schimbăm mentalitatea asta? Deci toate lucrurile astea se rezolvă de la sine în clipa în care îți crești încrederea în tine. Și asta ți-o pot spune din perspectivă personală, pentru că sigur că am întâlnit și eu bărbați care nu m-au mai sunat și m-am gândit, e ceva în neregulă cu mine. Așa facem noi femeile, știi cum e. Și bărbații fac același lucru, că la mine vin și bărbați și femei. Și apropo, în Academie vor fi și bărbați și femei, deci nu va fi un site de dating, dar cu siguranță vom avea ocazia să cunoaștem și sex opus. Dar odată ce îți crești încrederea în tine și îți dai seama că, de fapt, problema nu e neapărat la tine, ci e posibil ca respectiva persoană să nu fi fost într-un moment bun al vieții lui sau ceva n-a funcționat, le iei mult mai ușor. Sau poate n-a fost pentru tine, acel cineva. Partea de dating, se spune că e bine să pupi 100 de broaște până găsești... Până dai de un prinț. Ideea e corect, este e bine să pupi 100 de broaște până devii tu prințesă. Pentru că noi mai avem de învățat anumite aptitudini de prințese sau de prinți, pe care în Academie cu siguranță le vom dezvolta. Uite, și vreau să te mai întreb ceva apropo de decizia de a te despărți. Sunt foarte mulți care vor să-și protejeze familia și nu spun dacă au probleme în cuplu sau chiar nu anunță familia că se pregătesc de divorț. Cum găsești această abordare? Este sănătoasă să ținem pentru noi ceea ce se întâmplă în cuplul nostru și să dăm după aceea vestea când deja nu se mai poate face nimic? Sau să implicăm pe membrii familiei treptat, spunându-le că uite, avem niște probleme și poate cine știe reușim să le rezolvăm așa? Dacă e să ne uităm pe vechi, pe modelul vechi, pe modelul părinților noștri, rufele murdare se spălau în familie până nu se mai putea. Până ieșeau albe. În ziua de astăzi, oamenii merg mai mult către autenticitate și a vorbi ceea ce sunt ei. Părerea mea, sau ce aș face eu în clipa de față, n-aș mai ține ascuns. Poate nu neapărat aș începe să vorbesc cu părinții sau cu prietenii, dar cu siguranță aș căuta oameni care să înțeleagă și să mă poată ajuta. În condițiile în care nu aș putea să mă descurc și așa, atunci aș implica și familia apropiată. Dar să țin pentru mine și să anunț copilul eventual după un an, după ce deja m-a semnat actele pentru că am vrut să-l protejez, copilul simte. E mai dureros. Copilul simte, da. Și nu mai are încredere în tine după aia. Deci eu cred că asumarea propriilor decizii e foarte importantă ca să trecem cu bucurie prin viața noastră și prin ceea ce ne se întâmplă. Uite, vorbeam la început de rezoluții. Ai pus acolo fericirea personală pe primul loc anul acesta? Da, cu siguranță și nu doar a mea, ci și a oamenilor care vor fi în Academie, pentru că Academia Post-Divorț are ca, știu, deziderat fericirea persoanelor respective. Să ajungem la punctul de fericire post-divorț, pentru că există și dacă știm unde să o căutăm, de fapt, dacă știm cum să ne-o creștem, pentru că ea e în noi, nu mai avem nevoie nici de, știu, site-uri, nici de nimic altceva, deși e foarte frumos și să fim și acolo. Dar fericirea după divorț se construiește și e o muncă. Dar vă pot spune și din experiența mea și a clienților mei, care mulți dintre ei sunt foarte fericiți, că e fezabil. Câte persoane se vor înscrie în acest club, să-i zicem așa, al divorțaților, această academie? Da, inițial am vrut să spun club, după am văzut filmul Clubul Divorțaților Există, și a fost o comedie și am zis că noi vrem totuși să facem acolo. Ceva serios, să învățăm. Domnule, da. E și o parte de socializare, clar, dar partea principală este de educație și de creștere, de dezvoltare personală. Estimez pentru luna ianuarie peste 100 de înscriși, deja avem vreo 20. Lansarea va fi după 24 ianuarie și probabil că vom începe cu 100 de înscriși. Pe parcurs, probabil că vom avea mii, pentru că fiind online... Normal, și, ai posibilitatea asta, să ajungi la cât mai mulți. Avem asistenți care să ne susțină, care să poată să facă mastermind-uri, să ne facem grupuri mai mici. Deci avem o structură foarte academică, așa. Dar uite, te întreb așa, pentru că tu ești în contact cu ei și îi simți și îi știi. Da. Ce își doresc ei cel mai mult după divorț, apropo de rezoluții, apropo de ce vor să li se întâmple, nu? În care anotim? Nu știu, în primăvară, să spunem așa, după ce trecut de toate cele. Dacă iese cei care sunt în timp în toamnă, în momentul deciziei, ar vrea să aibă claritate. Să poată să fie sigur că decizia pe care o iau e cea corectă și pot dormi liniștiți, chiar dacă le va fi greu, dar sunt convinși că au luat decizia corectă. Dacă e să ne gândim la cei care sunt în iarna divorțului, își doresc liniște sufletească. E singurul lucru. Vreau să am liniște. Nu mai vreau tot zbuciumul, tot roller coasterul ăsta care în fiecare zi aduce ceva nou. Iar cei care sunt în primăvara divorțului își doresc o nouă relație.
Oh, ce frumos! Da. Ce frumos! Gabriela, te felicit pentru ideile tale și pentru planurile tale îndrăznețe pentru 2022. Cu siguranță o să iasă lucruri foarte frumoase acolo la Academia ta și te așteptăm cu mare drag să mai vii și să mai povestim, căci avem foarte multe de învățat de la tine. Cu mult drag! Îți mulțumim frumos!